Sau de fapt mai pune-le aici pe platformă. De fapt chinuie-te. Atât. Păi nu s-a auzit? Mai, trebuie să mai zici o dată. Ah, ok. Fix așa o să stau și duminică pe podium pe loc 1. Woohoo! Servus! Nu, nu, să mă știu ce am făcut. Da, ai văzut? Măi, dar pe ce-a făcut Chimari în ultima expediție? Unde ați fost? Păi, eu n-am fost. De fapt, asta e problema. Asta aici, băieți, eu am crezut că ori plecat și... Bună seara, ia zi. Bună seara. V-am obișnuit cu bună dimineața, dar de data asta e bună seara și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Suntem la Ibănești, la a cincea etapă, a treia mea, a cincea a lui Rareș, că el a mers la toate, că e harnic. M-am dus aproape la toate. Doar că la această etapă al său pilot nu a putut veni, a rămas liber. Și eu, cum mai am nevoie de două prezențe la trial, am zis hai că nu facem 400 de kilometri să ne dăm 3 minute la trial. Venim hai să ne dăm frumos, fără niciun stres, pentru că nu mai avem ce câștiga, nu mai avem ce pierde la traseu, împreună la etapa de la Ibănești. Sperăm să facem rost din podium, chiar dacă mergem relax. La trial trebuie musai. Am de făcut rost, facem rost, că rezolvăm pe cineva. Ia uite-te în ușa din dreapta. Ai niște chei? Am ceva chei, de ce? Eu o să fiu doar... nu știu ce o să fiu, că nici măcar nu o să apuc să merg în traseu sau cine știe. Vedem. Mi-e dor să fiu în dreapta. Este ora 9:30 și avem activitate intensă în parcul tehnic. Da, eu zic să mai luăm o roată în plus, că eu sunt ușor, Kiwi e greu capul și piciorul, zic, dar nu altceva. Și Toyota e ușoară, putem să luăm a doua roată de rezervă, lejer. Am un deșel la jos. Și ăsta? Da, pe ce faci cu el? Dar las ca amintire. Să stai să dezlipești lucruri de pe o cască. Ca mâine să te poți da și să-i zici la pilotul tău dreapta și de fapt ce să facă să stânga. Stânga. Nu bă, tu să greșești. Nu, tu greșești. Bun, deci traseul efectiv nu mai dau acum că sunt multe pauze, pentru că pare a fi track-ul de atunci de când am înregistrat, de când am scris roadbook-ul. Deci traseul vine bam, 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 aici e o buclă și înapoi finish. Bă, dimineața, de ce sunteți așa îngândurat? Neața. Ne gândim aici la spuma off-road-ului românesc. Ați avut, care s-a adunat la această etapă minunată. Numai campioni și campioni, exact, să macine bolovani la Ibănești. Avem emoții. Na-na-na-na-na-na-na, dușmanii! Măi, cum grohă ea, sete de dat! Sănătate, Doamne Dumnezeu! Neață! Da, uite-n vizite! Sunteți atât de tupeist, fără bad locuri! Salut! Uite-l, mă, ce faceți? Păi, micuțule, când ai venit? Foarte aseară! Sunt bune, deci nu trebuie explicate. N-am mai văzut 50 de poziții VIP. Baftă. În 30 de kilometri avem pe limite. Nu avem semnal, fără să luăm semnalul. Ideea este că trebuie să, o să avem o mașină care închide traseul, care vine ultima mașină. Și dacă aveți o problemă tehnică, cineva care vine după voi, îl opriți și spuneți să anunțe primul CP, ca noi să știm că e acolo problema. Semnalul e destul de slab aici. La 26 CP. Da. Coptile? Eu. Ce ai învățat la briefing? Că avem intersecții lungi, mulți urși de care trebuie să avem grijă să ne ferim. Mulți bolovani am aflat pe câmp, pe care nu-i vedem în iarbă. Să nu facă puf. Păi da, dacă nu-i vedem, n-avem cum să-i vedem. Deci n-am ce să grijă să am. S-a terminat și briefing-ul. Ne urcăm în mașini. Bă, dar tu ai loc aici? În capi? Uite, mă, nu există mașină mai mare ca Toyota pe interior. Cinci, trei,
Papa. La drum pe stânga, început limită 40. Înainte cu două drumuri din stânga, dreapta 90, 100 de metri tot înainte, 15. Păi ce facem, uitam să zicem. Dați atât, ai zis când, dar cu 2 km. Dar după ce trecem de barieră și de pod, ai din sfârșit limită 15, cu limită 40. Veneau din dreapta, așa a fost și Tom a auzit, zice, bă, sigur că lipi trei mașini din față, cum să merg tot pe unei, înseamnă că n-ar trebui să fie. Nu la roată, în șase poate, zic eu. Trebuie ceva. Un telescop, un telescop la portbagaj măcar. Nu mai stă pe chis.
Ivi, lasă-mă jos să mă duc pe azi, să vedem spate. Dă-i cu ușa. Du-te până jos, du-te până jos, până la... Hai sus în mașină, nu? Unde te mai duci? Da! Este malul ăla mare, vii un pic mai aici pe spatele. Da, da. De dimineața. Nu am înțeles nimic din live tracking-ul de astăzi. Este ora 1 și un sfert. Probabil băieții urmează să ajungă. Îl avem venit pe Papi! Papi, ai sărățele pe bord. Dacă-ți mâncăm sărățelele. Eu și cel mic. Bun, și băieții urmează să vină. Sunt în Zinț. Asta înseamnă la 1,5 km. A mers extraordinar de bine. Zici că vorbiți la microfon. Eu trebuia să vă țin înghețată. Din start de aici ați avut deja 3 km încolo, 3 km încoace. Servus! Bună! Mai zic? Ce? Hai să vă ascultăm! Cum a fost? Bine. Bolovan, mare, nu știu, am dat și la căbate și la subiază, nu știu ce. În rest, un blocaj. Blocam droliu. Nu, am prins un blocaj în stat. Aaa, ai pe Mureșan, nu? Aflăm și noi un feedback. Un feedback? Da. Trasa de overlanding cu multă piatră. Presiunea în roți a fost bună? A fost perfectă. Păi tu obișnuit la challenge, probabil că ai simțit... 37 ori. 35, da, tot timp are diferență. N-are 37, încă nu o să-și pună 37. Ai simțit o diferență considerabilă. Da, dar se vede că Toyota e mai ușoară și mai compactă cumva. Plin de limitări, adică din 60 de kilometri, 20 de limitare au fost. Limită 15, limită 40, limită 15, limită 40. Foarte bine. Mai este o să pagina? Da. Bă, acum...
orice cupă mergi, mai ales în zona Maramureșului, și mai tare ca și traseul de campionat. Eu ți-am zis, aș vrea să te văd odată la challenge cu noi. La, nu vorbim cu mecanicul nostru. Lasă-te pe spate. Ia, dă-l așa de bară de prânz. Lasă-te pe spate. Asta e praful de astăzi, mă. Deci zici că e ok? Bine și așa, Rocu, măi, asta e cea mai bună vorbă aici. Rezumat ziua un om. Acum mâncați, aproape dușați. Pe mâini, măcar și pe față. Toată lumea ne-a avertizat, o să aveți pietre, pietre, pietre. Într-adevăr am avut pietre, dar din păcate am avut și foarte multă limitare. Din 60 de km, cred că au fost 15 de limitare, pe puțin. Am abandonat destul de repede gândul de rezultate sau podiumuri când am văzut ce traseu e. Da, pe la jumătatea cursei am avut niște bătăi dubioase în mașină, sub mașină. Da, problema mea cea mai mare e că colegii cu Toyota și colegii cu patrolul mureșan au ajuns înaintea noastră mult, prea mult încât să plecăm noi înaintea lor, pentru că am stat o dată după mureșan, o dată după Toyota pe două trolieri și speram ca mâine să nu se repete. Scuze. Chiar dacă nu vezi strada, dai reset. Bun, la poziția 77. Nu se vede asta. Dar nu voi că pozele mele sunt altfel. Eu sunt aici la 66. Da, a mers foarte prost, mă rog, nu prost. A mers încet, conservativ, am ieșit pe 6. Astăzi nu cred că se va schimba ceva, pentru că este același traseu, doar că pe invers, deci nu vom putea crește ritmul. Termină copilul roadbook-ul, ne băgăm și noi în mașină, pentru că în 15 minute avem startul. Mai față, mai față, mai față! Ho, ho. 3, 2, 1, start! 4 de metri de stânga, limită 40. Șaibă mai mare sau bucșă de telescop? Șaibă mai mare sau bucșă de telescop? Asta se face dreapta, pe focul limita 40. Să lași, da, da, da.
6. Hai, gata. M-a ajutat cu ceva? Putem? Plana de direcție. Știi vreo ocolire? Nu e ocolire. Du-te un pic mai în față. Stai să văd. Nu-i bine. De variantă. Ce să-i mai zic? Au ajuns dușmanii. Cum a fost? Mai trebuie să zic o dată? Ala interviu. Da. Păi, mă bucur că am revenit aici în primul rând. Bravo, felicitări. Lipsește din calendarul etapă în dața cu piață. Adică e mai rău decât Runcu. E mai rău decât Runcu? Da. Adică e piatră în pădure, la Runcu era piatră doar păpâraiele alea. Tu ai greșit sau ce? Eu am stricat o limită de viteză. Da. După ce am mers 5 km pe limita de viteză și am ținut-o, am citit sfârșit limita de viteză, doar că era cu intersecție mai în față. 700 de metri.
Ia du-te pasul accelerația un pic, blană, să vede. Urma 3 sferta pe aici, băi, în accelerație. E cât mai mare. Zice, bă, dai dau, dar nu. Răspunde, dar parcă nu. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum se prezintă situația în această dimineață? Văd că încercați să scăpați de greutate? Te referi la rare și la... Doamne ajută! Păi voi ați prins și voi blocajul, nu? Nu! Nu, ăla de sus? Noi nu l-am prins. Foarte ușor să rămână acolo și să aibă nevoie de o truliere. Lovește tărușul, coboară copilotul și oprește cronometrul la 2 minute 25 și 16. Pe stânga când ajungi, ochii pe semafor, spui când ești gata. No! Ah.
Da, ca, ce s-a întâmplat? Că nu... Ce... No! Oficial declarăm etapa de la Ibănești cea mai proastă etapă și cupă și concurs al nostru. Dacă la traseu am plecat din start cu gândul că nu vrem performanțe, noi am mers la Ibănești pentru trial cel mai mult. Trial pe care nu am reușit să-l terminăm pentru că ni s-a spart diferențialul spate. Noi am tot încercat să mai tragem un pic, cum să zicem, mâța de coadă. Hai că ne mai dăm un concurs, hai că ne mai dăm un concurs. Cumva motivați de rezultatele pe care le aveam până acum. Dacă totul ieșea conform planului și la această etapă prindeam un podium, mai avem nevoie de o prezență la una dintre următoarele etape, adică la Bucovina sau la Buzău. Dar din păcate, cu acest mic rateu, am avea nevoie de două prezențe, și la Bucovina și la Băz, și la Bucovina și la Buzău, dar din păcate nu se poate. Așa că aceasta a fost ultima etapă de anul acesta cu Toyota. Nu mi-a zis, acum am aflat. Decât să mai stricăm banii pe două etape anul ăsta, ori băgăm în mașină, ori pregătim și punem deoparte pentru etapele de anul viitor, ori cine știe ce cărucior își dorește bebe. Ceva cu 4x4. Exact. Nu uitați! www.transuman4x4.ro pentru articole de off-road și overlanding. Puteți deveni membru pe canalul nostru de YouTube sau Patreon. Și până data viitoare, da. Like, share, subscribe!